Misiunea specifică a Departamentului Școlii de Sabat a Bisericii Adventiste de ziua șaptea este aceea de a distribui studii biblice potrivite pentru toate categoriile de vârstă, începând de la copii, adolescenți și majori. Școala de Sabat are cel puțin trei scopuri principale: studierea Scripturii, părtășie și activități misionare. Studiul Scripturii se face într-un mod sistematic, unde există un sistem de instruire pentru instructorii școlii de sabat. Aceștia adresând întrebări în cadrul școlilor de sabat, iar participanții, mici sau mari, oferind răspunsuri în urma studiului personal. Părtășia. Școala de sabat oferă momente de părtășie. Aceștia își pot exprima bucuriile sau încercările vieții. De asemenea, este un timp de dialog și de revedere. Nu suntem egoiști în a păstra doar pentru noi informațiile aflate din Sfânta Scriptură. Oferim transmisii live ale școlii de sabat, oferim cărți, dar și informații sau sfaturi practice în cursul săptămânii. De asemenea, pentru a stimula dărnicia, săptămânal se face o colectă a școlii de sabat pentru a ajuta diferite proiecte de binefacere și de dezvoltare din întreaga lume. Dacă sunteți interesați de programul școlii de sabat, vă invităm ca în fiecare zi de sabat să fiți alături de noi, începând cu ora 9:30. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Suntem bucuroși și astăzi să vă spunem un bun venit la programul de studiu biblic ce are loc în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, intitulat generic Școala de Sabat. Și astăzi vom continua mai departe studiul Scripturii și în special din Evanghelia după Ioan. Lucrul acesta îl vom face împreună cu următorii invitați care ar vrea să le spun un bun venit astăzi, și anume fratelui pastor Cristian Trenchea, bun venit! Fratelui Doru Jalbă, bun venit! Și fratelui Gheorghe Marin, bun venit! Dragii mei, avem o evanghelie extraordinar de frumoasă, numai Evanghelia după Ioan, însă în același timp este plină de teme care ne provoacă să aprofundăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu, pentru că chiar de la început acest studiu intitulat Introducerea Evangheliei după Ioan are ca temă Divinitatea Domnului Hristos. Ce argumente, ce dovezi avem chiar din Evanghelia după Ioan, când adevăr Domnul Hristos este de origine divină, este din veșnicii. Și avem chiar un prim verset, că este și versetul cheie al acestui studiu, versetul 1 din Evanghelia după Ioan, care spune așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aș vrea ca împreună cu dumneavoastră, în câteva momente, să analizăm acest text, pentru că este foarte profund și restul Evangheliei va fi de mare folos pentru noi dacă înțelegem chiar de la început cine este Domnul Hristos. De exemplu, termenii acești sau cuvintele acestea, la început era cuvântul. Despre ce cuvânt, despre ce început, credeți că este vorba aici? Pentru cei care ne urmăresc, cred că ar fi de folos să dezvoltăm puțin gândurile acestea, pentru că limbajul lui Ioan este foarte concis și foarte compact, dar noi trebuie să îl dezvoltăm și să vedem despre ce este vorba. Despre ce început și despre cine se referește ca fiind cuvântul. Poftiți! De pastor! Însă și Evanghelia clarifică, fără niciun dubiu, despre cine e vorba. Chiar dacă logosul presupune un anumit context în care apostolul Ioan a scris, următoarele versete definesc cuvântul. Exact. La început era cuvântul. Care cuvânt, domnule? Versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup. Întruparea. Întruparea cui? Cuvântul a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și apoi vorbește clar despre singurul fiu al Tatălui, cel care este în sânul Tatălui și cel despre care Ioan Botezătorul predica. Deci, cuvântul e Iisus Hristos. Corect. Sunt dovezile suficiente care arată către El. E foarte bine. Fără niciun dubiu.
Despre ce început este vorba? Frate Gheorghe? Aici era la introducerea acestui studiu și cărții lui Ioan, ca și celanță evangheliști, face referire, ce acum s-a spus foarte bine, la cuvânt. Noi, ca omenire, avem începutul creațiunii. Așa. Dar aici este mai mult decât creațiunea. Ce se face referire la Domnul Iisus Hristos, că este din veșnicii. Vine de acolo și merge în veșnicii. Noi ne raportăm la ceea ce am auzit, am văzut, da, cum spunea Ioan, ceea ce el văzuse cu ochii lui. Lucrarea Domnului Iisus Hristos, cât a fost pe pământ. Și aici face referire clar la Domnul Iisus Hristos, că el vine nu de la întemeierea acestui pământ. Deci când spune că la început era cuvântul, dacă ne ducem în Geneza 1:1, același lucru găsim. Așa. Că la început, da, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ei, aici face referire la veșnicia Domnului Iisus Hristos. Că Domnul Hristos nu vine de la creațiune, ci El este din veșnicie. Mulțumesc. Frate Doru, încă un element, și anume, era cuvântul. Deci la început El era deja. Deci înainte de a fi orice în universul acesta, de a fi apărut ceva sau fi făcut ceva, El era. Ce ne spune lucrul acesta? Deci, textul din Ioan, în contextul lui, face referire la un timp în afara timpului creațiunii pe care îl cunoaștem noi din Geneza, așa cum s-a amintit. Este vorba despre un timp al eternității, al veșniciei. O perioadă înainte de crearea tuturor lucrurilor. Așa. E, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, dumnezeirea, și Ioan chiar vrea să ne amintească lucrul acesta, erau înaintea constituirii universului și înaintea constituirii oricărui alt lucru pe care îl cunoaștem și îl vedem noi astăzi. Deci sunt niște lucruri atât de profunde și pe undeva greu de înțeles, dar totuși aș vrea să amintesc de lucrul acela pe care îl spunea Domnul Hristos unui ucenic: ferice de tine că nu sângele și carnea au rostit lucrurile acestea, ci Duhul lui Dumnezeu care te-a inspirat să spui lucrurile acestea. Deci, atât Ioan cât și noi nu putem să cunoaștem elementele acestui timp al veșniciei, dar inspirația Duhului Sfânt dată lui Ioan și noi pe care o găsim pe paginile Scripturii fiind inspirate, putem să ne bucurăm de aceste informații și de a lega lucrurile acestea spirituale pe care vrea să ne le descopere Ioan despre Domnul Iisus Hristos, despre eternitatea sa, despre divinitatea sa, despre egalitatea sa cu Tatăl, pentru că în versetul acesta avem cuvântul, da, era cuvântul la început și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Da. Deci se pune termenii de egalitate între Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc. Dacă înainte de a merge mai departe, mai sunt și alte dovezi din Scriptură, foarte pe scurt, care susțin ideea aceasta că la început era cuvântul. Deci înainte de a fi orice altceva, El era. Dacă mai sunt și alte câteva așa, gânduri sau dovezi din Scriptură care susțin ideea aceasta pe care Ioan o prezintă ca un martor ocular. Doar un gând sau un aspect care vă vine în minte acum. Poftiți, frate pastor. Sunt mai multe. Mă gândesc la Vechiul Testament. Așa? Este tot o nuanță de timp și de gramatică. Spune, un copil ni s-a născut, Isaia 9:6. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Nu spune că fiul s-a născut, fiul era. Fiul era, fiul ni s-a dat. Exact. Copilul s-a născut, adică a avut loc o naștere. Ce s-a întâmplat acolo? Dumnezeu s-a întrupat, a luat chip de om. Și putem spune de începutul lui Iisus Hristos, dar Hristosul preexistent, divin, așa. Hristosul preexistent, Hristosul divin e așa, se subînțelege, dacă exact. Spui Hristos, spui divin, dar ca să fim mai clari, Hristosul așa. Preexistent, partea Dumnezeirii, a fost dintotdeauna. De aceea urmează versetul unde spune că s-a făcut trup. El era, dar s-a făcut trup. Și de aceea Mântuitorul însuși spune, eu și Tatăl una suntem. Nimeni nu și-a permis să facă asemenea afirmații. De aceea au vrut să-L ucidă cu pietre, pentru că ei au înțeles. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar Iisus nu se referea la statutul tocmai. Acesta. Au vrut să-L omoare pentru că se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Și de aceea la sfârșitul Evangheliei apare expresia
Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis lui Iisus Hristos, Mântuitorului, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar noi ca și creștini și în general creștinismul din Ioan 1:1 extrage o bună parte din toată logica învățăturii biblice numită Trinitate. Da. Pentru că acolo apare Tatăl, exact. Apare Fiul și o singură dumnezeire, un singur Dumnezeu, dar sunt totuși persoane distincte. Da, mulțumesc. Aș vrea să mergem mai departe. Dacă mai dați voi. Chiar și Pavel spune în Evrei 1:8 că Dumnezeu i-a zis, Fiului i-a zis, da? Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este din veci. Corect. Deci Dumnezeu îi spune Domnul Iisus Hristos, deci nu este pe picior de egalitate nici măcar cu îngerii, da? Ci înaintea creierii îngerilor, da? Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este din rostit Fiului, da? Îl face și Dumnezeu pe Fiul și spune este din veșnicii. Mulțumesc. Dacă să și Ioan spune același lucru, cam ideea aceea, că noi suntem una. Da, eu și Tatăl una sunt. Eu da. Și Tatăl una sunt. Rugăciunea domnească, da? Da, da. Deci rostește lucrurile acestea și afirmă lucrurile acestea că El este egalitate cu Tatăl. Dacă la următoarea propoziție, cuvântul era cu Dumnezeu, aș vrea să mai adăugăm ceva. Adică în ce sens cuvântul era, iarăși apare, era de trei ori apare în versetul acesta. Era cu Dumnezeu. Că la ce se referă Ioan? Cuvântul era cu Dumnezeu. Că ce statut putem vedea aici? Era cu Dumnezeu. În ce legătură, în ce relație era cu Dumnezeu? Important și aspectul acesta care întărește, de fapt, prima idee. Era cu Dumnezeu. Cuvântul era cu El. Se face distinția între persoanele dumnezeirii. Foarte bine. Deci două persoane de aceeași... Adică în traducere din română-română, cuvântul era cu Dumnezeu, Hristos era cu Tatăl. Așa. Deci Hristos era cu Tatăl. Spune, era și, cu el? Deci Hristos era cu Tatăl. Aici nu duce mai mult ca asemănătate. Era împreună, ceea ce înseamnă că în dumnezeire e mai mult de o persoană. Da? E important asta. E mai mult de o persoană. Sunt trei persoane. Sunt trei persoane distincte care au în comun natura dumnezeiască pe care nu mai are nicio ființă din univers și au ca și punct comun, caracterul, veșnicia, atotputernicia, dar sunt trei persoane distincte, tot la fel cum sau în oglindă, în trupul Mântuitorului și în ființa lui Iisus Hristos, sunt două naturi, da. O singură persoană. Când vorbim de Trinitate, sunt trei persoane, o singură natură divină. Da. Da? Hristos era cu Tatăl și Hristos era de statut, de natură divină, nu era o creatură. Da, asta urmează, da. La capitolul era cu Dumnezeu, dacă mai e un gând aici, era. E vorba de plan, de colaborare, e vorba de același scop, gânduri sau... Cum vedeți? Era cu Dumnezeu. Maestră, la planul și la scopul care le-au îndeplinit, le ducea la îndeplinire Domnul Iisus Hristos. El și-a luat prerogativa asta să le ducă la îndeplinire. Așa cum a făcut și la creațiune, prin El s-au făcut toate lucrurile și mai departe lucrarea care trebuia să o facă prin răscumpărare, tot prin El trebuia să o facă. Ioan punctează foarte clar. Era cu Dumnezeu. Deci e când spune că era cu Dumnezeu, nu spune că era Tatăl. Păi era nu. Dumnezeu, exact. Dar nu și Tatăl. Corect. Iar termenul acesta, era, este un verb, era o formă de continuitate. Exact. Da? Deci când Dumnezeu s-a gândit să creeze și s-a gândit să ne creeze și pe noi, a luat în calcul toate posibilitățile. Deci planul acesta pe care l-a făcut dumnezeirea este în continuitate, da? După accidentul care s-a întâmplat în univers, căderea în păcat, planul a continuat. Acest cuvânt care dă viață așa universului, omului, naturii, da? Merge mai departe cu planul său de salvare acum a omului și se implică în planul acesta ducându-l până la capăt prin recrearea chipului lui Dumnezeu pierdut odată prin păcat în om. Așa este. În următoarea afirmație care vreau să închei, și anume, cuvântul era Dumnezeu. Ioan parcă trage linie și spune, cuvântul era Dumnezeu. Ce se poate sublinia aici? Mai e vreun dubiu? Deci era cuvântul la început, era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ioan este foarte concis și precis. Deci, vreau să fac în evidență că era de la început cu Tatăl.
Cum se mai aud astăzi și astăzi am auzit pe cineva în grupa noastră a școlii de sabat că nu, că Domnul Hristos este născut la un timp anumit. Nu, ci Domnul Iisus Hristos era deopotrivă cu Tatăl în același, cum spun eu, nu are început, ca să spun, bine de undeva și să merge până undeva, da? Dar în lucrare era deosebită față de Tatăl. Da. La asta face referire. Era... Da, mulțumesc. Dacă mai putem să dea ceva aici și vreau să mergem mai departe. Deci era Dumnezeu. Era chipul lui Dumnezeu în el. Îmi place să găsesc ilustrații, pilde, ca să înțelegem. Fiecare pildă are limitele ei. Exact. Sper să pot exprima doar punctul comun. Spre exemplu, în casa regală, să zicem, a Marii Britanii, dacă sora reginei care a decedat o reprezenta și se ducea pe alt continent, ea acolo era alteția, ea era coroana. Ea era coroana. Sau dacă soțul reginei reprezenta coroana, nu era regina însăși, fiul nu e tatăl și nici invers. Da. Dar e coroana. Adică noi ca și creștini așa am înțeles dumnezeirea. Noi avem un singur Dumnezeu, nu avem trei Dumnezei. Avem un singur Dumnezeu. Noi nu suntem politeiști, avem un singur Dumnezeu. Dar diferența între politeism și cei care cred în Trinitate sau în Sfânta Treime, cum se zice mai ușor în popor, este aceea că în politeism ai mai mulți Dumnezei cu caractere diferite, cu proveniențe diferite, cu vechimi, exact, cu vârste, da, diferite, cu specializări. Unul se ocupă de războaie, altul de fertilitate, altul. Și de multe ori se ceartă între ei. Aici vorbim de o singură natură divină, același caracter, același plan și cu atributele unice doar a celor trei persoane divine și care trăiesc într-o armonie perfectă. E un singur Dumnezeu, dar trei persoane. Da. Chiar vreau să trec puțin și la aspectul acesta pe care Ioan îl subliniază, și anume logosul. Pentru că cuvântul acesta din limba greacă, pentru filozofii greci însemna ceva, pentru Ioan, ca și copilul al Dumnezeu din poporul evreu, el prin logos exprima altceva. La ce se referă logos când spune despre Hristos că este logosul divin sau cuvântul divin? La ce anume se referă Ioan? Când îl numește pe Hristos, ești logosul, ești cuvântul divin. Diferit de ce credeau filozofii greci. Deci filozofii greci considera logosul ca fiind un spațiu eteric. Așa? Și împărțit în două caracteristici. O parte sfântă care ține de sfera lui Dumnezeu și o parte profană, păcătoasă, care ține de sfera umană. Ceea ce biblic nu găsim lucrul acesta. Și Ioan merge mai departe în profunzimea gândirii sale și spune că, de fapt, logosul, cuvântul, este o persoană. Așa? E o persoană, este un Dumnezeu. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, când Dumnezeu a creat universul, pământul, omul, toate celelalte, le-a făcut printr-un cuvânt. Deci cuvântul înseamnă o forță divină care spune și ea ființă. Ori cuvântul întrupat nu este altceva decât acel Dumnezeu creator. Da, foarte bine. Dacă la acest lucru mai e puțin de adăugat, și poți să trecem și la aspectul celălalt, și anume partea umană, versetul 14 din Ioan, capitolul 1, care întărește ceea ce am discutat până aici. Hristos este divin, Dumnezeu egal cu Tatăl, dar la un moment dat, în timp, în spațiu, spune cuvântul s-a făcut trup, sau logosul a devenit om, pipăibil, tangibil. Ioan vorbește din perspectiva unui om, unui martor care a trăit în preajma lui Hristos, a stat cu el, a mâncat cu el, a călătorit, a învățat de la el și ne spune Hristos este o persoană tangibilă pe care am stat, am dormit pe pieptul lui. Când e momentul acela când cuvântul s-a făcut? Deci la început era și vine un moment, un timp, un spațiu în când cuvântul s-a făcut sau a devenit. Când este și la ce eveniment se referă versetul 14 din Ioan capitolul 1? Că sunt două linii, una cosmică și una umană. Și care amândouă se regăsesc în Hristos. Una este fără început, pe când una are. Când este momentul acela și ce anume a vrut Ioan să sumeze prin aspectul acesta? Poftiți. Nașterea din fecioară. La întrupare.
Care a fost scopul pentru care a făcut lucrul acesta? Nu era suficient să rămână doar divin? Mai multe scopuri. Evanghelia îl spune, a fost scris un scop, dar unul din scopurile esențiale pentru care Ioan îl prezinte sub forma aceasta. Să-și dea viața pentru noi, doar întrupat putea să piară pe Golgota. Dumnezeu în plenitudinea puterilor nu putea să piară. Asta e. Deci doar aspect întrupat, esențial, doar da? Întrupat putea să-și dea viața. Rămâne pentru noi oricum o taină, dar pentru jertfă, pentru a ni se descoperi. Așa? Adică vin aici lângă tine, mănânc mâncarea ta, stau ca și tine și vorbesc limba ta. O relație cât mai personală și apropiată cu omul. Deci apropiere, pe care îl jertfă și caracterul lui Dumnezeu, care de departe îl poți vedea ca unul care impune frică și distanță. El e în ceruri, iar noi suntem furnici pe pământ. El s-a făcut furnică tocmai ca să ne ridice valoarea și să-i vedem adevăratul caracter. Altatul, așa este. Deci un vrăjmaș a avut grijă ca să-l denigreze pe Dumnezeu și să-l pună într-o proastă ipostază și imagine, și Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ arătând adevărata dragoste și iubire a Tatălui și a caracterului divinității. Și în al doilea rând, lui Dumnezeu întotdeauna i-a plăcut să locuiască cu oamenii, ființele create de El. Da? Dacă vă aduceți aminte, și în Vechiul Testament, în timpul poporului evreu, i-a spus lui Moise să-mi faceți un cort. Așa? Și eu voi locui în mijlocul vostru. Da? Și Domnul Iisus Hristos, termenul pentru corp pe care l-a luat, și zice că El a luat asupra sa cortul uman, da? Ca să fie împreună cu noi. Dacă la acest aspect mai un gând de subliniat, și noi, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, spune, și noi am privit, am văzut lucrul acesta, și apoi mai amintește un gând acolo, ca fiind singurul născut din Tatăl. Iarăși, termenii aceștia dau la unii așa puțin în neclaritate. Lucrul acesta, întruparea Domnului Iisus Hristos, e o taină care noi nu putem merge mai evident departe, adică este scris, adică putem înțelege noi cu mintea. Și aici mulți se încurcă un pic cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Putea să vezi, nu e Dumnezeu, e om născut și așa mai departe. Dar de ce Domnul Hristos sau Dumnezeirea a ales să vină aici să întrupeze? Să ne fie nou mai ușor de înțeles, de crezut. Și asta spune Ioan. Eu am văzut, așa, știu ce a făcut, știu ce face, ce poate să facă, și pentru noi este un exemplu de a trăi o viață curată, da, cum a trăit El. Dacă Dumnezeirea nu cobora la masa verde, cum spunem noi, cum puteam să-L înțelegem noi de sus? Că mulți zice, dar putem noi face cum ce-a făcut Domnul Hristos sau ce-a făcut Dumnezeu? Iată că se poate. Domnul Hristos ne-a dat o lecție de viață în care putem să-L urmăm pe El. Și multe ori Dumnezeu nu spune să faci lucruri extraordinare, ci lucruri simple. Așa este. Mulțumesc tare mult. Un alt titlu dat Domnul Iisus era Emanuel, Dumnezeu cu noi. Aveam nevoie de lucrul acesta sau nu aveam nevoie? În condițiile păcatului. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Păi noi, după căderea în păcat, n-am mai putut să mai facem, am fost paralizați practic, n-am mai putut să facem nimic pentru salvarea noastră și pentru rezolvarea păcatului. Ori Dumnezeu cu noi, El este Cel care ne ajută și care și după aceea a promis că voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Aș vrea să privesc un pic gramatical textul acesta, Ioan 1 cu 14. Cuvântul s-a făcut trup, da? Da. Vorbim de timpul acela de la întruparea Domnului Iisus Hristos. Da? Îngerul care anunță că pruncul se va naște din Fecioara Maria, peste care puterea celui prea înalt a umbrit-o și Duhul Sfânt a făcut lucrarea aceasta. Deci nu este o naștere fiziologică umană. Corect. Da? Din firea omului, cum zice Pavel, dintr-o pornire, dintr-o dorință din aceasta, ci este un termen folosit nașterii ca să înțelegem noi începutul Domnului Iisus Hristos. Și zice, s-a făcut trup, apoi a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă pe care o să o discutăm la cruce, da? S-a manifestat pe deplin. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Păi, dacă vorbim de timpul acesta acum, că am spus că a fost un timp când era în veșnicie și vorbim acum de un timp după naștere. Uman, da.
În sensul acesta, Domnul Iisus Hristos este singurul născut din femeie și din Duhul Sfânt, de la Tatăl. Nu este ca un oricare alt pământean născut dintr-un bărbat și o femeie. Așa. Este singurul născut și are și o lucrare unică de făcut, de a ne salva și de a ne recupera din păcat. Unicul de acest fel, cum spune în alte tătări, da. Și care putea realiza salvarea noastră din păcat. Dar ca nu și timp, textul ne vorbește despre timpul acesta începând încoace. De aici încolo este numit unicul pentru lucrarea aceasta. Mulțumesc. Vreau să vedem acum la asemenea dovezi, la asemenea gânduri pe care Ioan le prezintă ca și martor ocular. Vedem tot în Evanghelia sa că oamenii s-au împărțit în două, sau contemporanii Domnului s-au împărțit în două. Cum e posibil așa ceva? Adică suntem martori, vedem aceleași lucruri, auzim, vedem aceleași minuni și totuși unii au manifestat credință și unii au zis nu. Adică așa spune versetul 11, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, versetul 12 spune că totuși unii l-au primit și acei care l-au primesc sunt numiți copiii lui Dumnezeu. Cum ne explicăm? Pentru că lucrurile ce se întâmplă și în zilele noastre. În fața aceleași adevăr al Scripturii, unii cred, alții nu cred. De ce? Aveau dovezi ei să creadă? Păi, erau clar. Erau clar. Așa. Domnul Hristos făcuse și minuni exact. În mijlocul lor. Unii s-au prins de Domnul Hristos de minuni, care nu duc mult timp. Așa. Unii veneau pentru alte interese, dar unii, cât înțelegeau ei, îl urmau pe Domnul Hristos mai departe. Deci erau trei categorii de oameni. Noi am împărțit în două. Da, dar el este cam trei categorii de oameni. Dar două rămân că unii ascultă și îl primesc pe Domnul Hristos. Așa. Și alții resping pe Domnul Hristos. Deci dovezi aveau destul de clare. Nu numai că nu era Domnul Hristos între ei. Acum a venit să între ei. Păi tocmai era... Trăiau cu ei. Vedeau. Îl vedeau. Îl simțeau. Vedeau minunile care erau făcute în mijlocul lor. Dar nu putea trece de o barieră. Bariera necredinței. De ce? Foarte concis. Pe Ioan l-a durut foarte mult lucrul acesta că mai mari săi, că poporul său, cum zice acolo, a venit la ai săi, el sublinează lucrul acesta, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și îl durea foarte mult lucrul acesta. De ce nu au putut să-l primească? Pentru că spune Domnul Iisus Hristos era lumina lumii. Lumina care luminează pe orice om, cu alte cuvinte, care îi oferă calea, care îi arată drumul spre reabilitare, spre scăpare de păcat și spre viață veșnică pe care ne-o dorim. El, numai El poate să ne lumineze și să ne arate lucrul acesta. Dacă noi disprețuim această unică lumină, această unică șansă și întoarcem spatele, atunci mai e nicio soluție de... Au înțeles ei rolul pentru care a venit Domnul Hristos? Nu. Sau nu corespundea cu așteptările lor? Păi tocmai aici a venit. Frate pastor. E cutremurător să ne uităm la același lucru și să-l vedem diferit. Mm-hmm. Pentru că când tragi linie, sună eronat ceea ce zic, dar eu cred că e adevărat. Când tragi linie, contează mai mult la ochelarii prin care te uiți decât la lucrul la care te uiți. Eu mă uit la un lucru real, dar dacă am ochelarii acoperiți de negru, nu mai văd nimic. Ochelarii lor erau problema, nu ceea ce vedeau, ci ceea ce stătea între Hristos și ei, și anume prejudecățile, preconcepțiile, dorințele lor ca Mântuitorul să îi scape de romani, nu de păcat. Dorința noastră este să scăpăm de sărăcie și de robie, nu de păcat. Și asta e o aplicație și pentru noi. Mi-e foarte ușor să accept un Dumnezeu care să-mi dea sănătate și biruință. Mai greu aș accepta cum a pățit Iuda când Mântuitorul a început să-i spele pe picioare și el a zis, păi dacă ăsta e conducătorul meu, dacă conducătorul meu ne spală pe picioare, unde ajung eu? Mai sus n-am cum de el și nici el nu e prea sus. Și atunci în așteptările lor, ei deja erau setați și pentru că el nu s-a potrivit cu așteptările lor, a spus nu este. De aceea și are o referință așa apocaliptică, Ioan 6:66, da? Da. 666. După minuni și după ceea ce unii au acceptat, din clipa aceea alții, mulți dintre ucenici, nu vorbim de dușmani, mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. După ce l-a înviat pe Lazar, unii au zis, ăsta e Mesia, alții
printre care preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, și pe el, și pe Lazar, care era o dovadă a divinității lui. Cu alte cuvinte, lecția pentru mine este următoarea. Cu ce lentile mă uit eu? Când mă uit într-o carte, când mă uit la un om, cu ce gânduri care anticipează realitatea mă uit? Și acolo trebuie făcută curățenie și apoi lucrurile sunt reale. Poftiți dacă mai vreau. Și așteptarea mea de la conducătorul meu. Așa. Da, ce urmăresc. Așa. Da, și unde vreau să ajung. Ei, cam așa erau ei la data aceea. Ei aveau niște interese ascunse în spatele lor și s-a amintit foarte bine. Și anumite lucruri, ei erau sub robia aceasta babiloniană. Romană, pardon. Da. Da? Și doreau lucrul acesta, să-l pună împărat, să-l scape de romani. Nu ca să-i scoată din păcat și să-i ducă spre mântuire, spre salvarea lor. De multe ori și noi se întâmplă acel lucru. Privim la un conducător, vrem să facă minuni între noi, dar noi să nu urmăm niciodată. Da, e posibil, așa este. Mulțumesc, frate Doru. Mai e un lucru de subliniat, ai zice, dar celor care l-au primit, așa, le-a dat voie sau i-a dreptul? Numit copii, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Acum, vă închipuiți, dacă ești numit copil al lui Dumnezeu, trebuie să reprezinți, să acționezi ca un copil al lui Dumnezeu. Te uiți în oglindă și vezi, copilul ăsta lui Dumnezeu seamănă cu faptele mele, seamănă cu faptele unui copil al lui Dumnezeu, că dacă nu demonstrez în viața mea practică că sunt un copil al lui Dumnezeu, nu mai spun din gură că sunt un copil al lui Dumnezeu, iarăși este o problemă, pentru că acel copil al lui Dumnezeu merge în lumina stabilită și adevărul pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne l-a arătat. Mulțumesc! Mai apare aici într-un alte capitole, ideea aceasta de credință-necredință sau acest aduc fac oameni credincioși și necredincioși. Care e deosebire între un credincios și un necredincios? Prin ce se cunoaște un om al credinței, un om credincios? Prin ce se deosebește un necredincios? Pentru că temele acestea le regăsim în Evanghelia după Ioan pe tot parcursul ei. Aproape în fiecare capitol găsim aceste atitudini. Cel care crede îl urmează pe el. Așa? Nu mai, cum spun eu, mai caută anumite argumente de ce să fac asta, să nu fac asta. Nu. Iar cel care nu crede, caută argumente. În plus, cu toate dovezile care le aduce și manifestările care sunt în fața lui, mai vrea și altele pe deasupra. A-L urma pe Hristos implică și o anumită schimbare, cum spunea poate doar înainte, că lumina se vede pe piața îți arată și cere o schimbare. Și îi spune, n-au venit la lumină, deși lumina a venit, ei au rămas în întunere pentru că faptele lor erau rele. Adică cere lumina o schimbare. Păi tocmai ceea ce făcea Hristos le dădea faptele pe fața lor. Aici e problema. Și asta îi deranja de multe ori. Când vezi că unul lângă tine nu face ce faci tu, parcă îți arată ce ai tu? Și te mustră. Te mustră, înțelegi? Așa este. Așa era cu ei. Domnul Hristos le arăta ceea ce trebuie să facă și erau dați pe față, erau dați de rușine. Și de aceea spune aici credință și necredință. Unii credeau și îl urmau pe Domnul Hristos fără să aibă argumente în plus și alte dovezi, iar alții cu toate dovezile, cu tot ce făcea Domnul Hristos, dă la moarte. Poftiți, tot la... Mă macină mult chestiunea aceasta cu credința. Ca să tulbur așa puțin apele. Am avut o carte, am împrumutat-o și nu mai am, o carte cu 10 de versete, dacă nu peste 100, unde era promovată ideea predestinării. Și nu-i de mirare, adică reformatorii, Martin Luther, Jean Calvin, da, Zwingli, ei au zis predestinații fraților. Adică stă scris, pe unul l-am urât, pe altul l-am iubit, pe evrei am vrut să-i pun acolo, pe altul nu. Și, de exemplu, în Ioan 6:64 spune Mântuitorul, 65, dacă nu i-a fost dat de Tatăl, nu poate să vină la mine. Pare se că toată dilema asta cu credința, adică mingea în terenul cui este? Pare să că la noi nu ți-a fost dat de Tatăl. Eu când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu dintr-o tinerețe obișnuită și necredincioasă, prietenii mi-au zis, Cristi, ție ți s-a dat să fii credincios. Nouă nu ni s-a dat. Și întrebarea este, se dă tuturor sau nu? Se dă tuturor. Și se dă tuturor. Se dă tuturor. De fapt, din ce am înțeles eu,
capacitatea, cât și responsabilitatea de a decide este singurul lucru care a mai rămas din chipul lui Dumnezeu în noi. Când noi suntem răvășiți, exact. Chipul lui Dumnezeu este șters. Întrebarea este, ești șters 100%? Dacă ești șters 100%, atunci nu mai poți nici măcar să zici, da, Doamne, te urmez. Sau nu, n-ai nimic de zis, ești mort 100%. Convingerea noastră că e în mingea noastră, e în terenul nostru mingea și Dumnezeu spune hai, iar noi spunem da sau nu. Nu atât de mult bazat pe dovezi, că ai dovezi și pro și contra, ci pur și simplu decizia noastră de a-L urma și Dumnezeu spune m-ai urmat, e bucuria ta, e decizia ta, nu ți-am impus-o eu. Iar cum se vede? Păi, noi știm că în spatele oricărui comportament, că vizați comportamentul, da. Schimbarea. Clar. Chiar Ioan spune într-o epistolă, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. Aici e. Da? Și spune studiul frumos că nu avem cuvântul ca substantiv credință, ci ca verb. Acționa. Da? De, exact. De aproape 100 de ori din 240 din Noul Testament, 94. Ioan, acțiune. Dar, asta e credință. Dar comportamentul are în spate o înțelegere. De aceea, exact. Pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri, pentru noi înșine, când am o problemă de comportament, haideți să nu schimbăm strict comportamentul, ci să umblăm la sursă. Ce mentalitate, ce gânduri, ce gândire am? Și spune Mântuitorul, încingeți-vă coapsele minții, să aveți în voi gândul lui Hristos. La gândire e problema. Corect, de acolo e izvorul. Frate Dor, mulțumesc. Mai e un lucru, zice, cei care sunt necredincioși și acționează așa cum s-a spus, ei fug de Dumnezeu și nu le fac ce plăcere să stea în preajma Lui, să relaționeze. Dar nu erau religioși oameni aceștia? Nu erau păgâni, erau indiferent religioși. Ce declară declarație, da, ei nu le face plăcere să stea în preajma Domnului, să învețe de la El, să-i fie supus, să fie ascultător. Pe când ceilalți care sunt credincioși, chiar dacă mai greșesc, chiar dacă o mai dă cu nu ca în perete, ca să zic expresia românească, dar totuși ei se lasă mustrați, ei se lasă învățați și nu pleacă, nu fug de Domnul Iisus. Ei iarăși se întorc la El. Pentru că, cum zicea, la cine să ne ducem? Da. Da? Asta este principiul celor două clase de credincioși și necredincioși. Unii care acționează într-un fel și exact. Alții care resping. Din adică contră, și unii și alții vin la Iisus. Nu stau deoparte. Cum a spus frate Doru, că stau deoparte și fug de Domnul Iisus. Nu, vin la Domnul Iisus, dar caută ceva ca să-L prindă. Păi Iuda era din cei 12. Asta spun. Nu că stau deoparte și îl lasă în pace să-și facă lucrări. Nu. Bagă și fitile acolo și bagă și... Sau, nu sunt neapărat pe contra, sunt prietenoși, dar vor doar darurile dovezile părintelui, așa, da. Nu vor și caracterul părintelui. Corect. Da, mulți vor binecuvântările Domnului, dar nu vor chipul Domnului. Ei, pentru asta venise Domnul Hristos, să arate pe Tatăl și oamenii să-L primească, nu doar binecuvântările Lui, ci și pe El, caracterul Lui, pentru deci, ca să poată lucra pe toți. Exact. Bun, ultimul segment din acest studiu, Domnul Hristos se îndreaptă către finalul vieții sale pe pământ și spune în Ioan capitolul 17, spune, Tata, a sosit ceasul ca să proslăvești pe Fiul tău cu slava pe care o aveam la tine însuși înainte de a fi lumea. Ca, la ce slavă se referă aici Mântuitorul? El însuși spune treaba aceasta, a sosit ceasul să-L proslăvești cu slava pe care o aveam. Ce slava avea El? Ce slava a fost pusă deoparte și acum o dorea din nou? Pentru că e o temă care o regăsim în toată Evanghelia după Ioan. Problema aceasta a slavei. Frate Doru, poate dumneavoastră, pentru ca Domnul Iisus Hristos să ia asupra sa natură umană, a fost o decădere de la glorificarea, de la onoare, de la lauda pe care i-o aduceau toate ființele în univers, pentru că era Dumnezeu. Dar el de bunăvoie spunea treaba aceasta. N-a fost de bunăvoie a făcut. Lăsat deoparte. A renunțat, exact, e altceva. Acum, a coborât așa. Aici, s-a smerit, spune Apostolul Pavel, da? Și dacă vedem noi principiul acesta al smereniei, îl vedem de multe ori în Biblie, enunțat. Zice, toți aceia care se smeresc vor fi înălțați. Toți cei care se înalță da, vor fi doborâți. Domnul Iisus Hristos nu fuge de lucrul acesta, da? El întâi se smerește și se smerește până acolo încât moare de o moarte rușinoasă, cel puțin la data aceea, da? Dar lucrul acesta pentru care o face, pentru a salva omenirea, îl înalță înaintea tuturor lumilor create de Dumnezeu și îi redă aceeași
glorie și onoare pe care o avea încă de a se coborâ în natura aceasta. Interesant, spune aici că drumul slavei trece pe la cruce. De ce? Pare un paradox, nu? Dorești slava și totuși treci pe la cruce. Trebuie să cobori atât de jos ca să fii înălțat. Nu poți să, să rămâi mândru de tine și să ai și gloria și slava și toate celelalte. Deci eu-ul tău trebuie să moară sau tu personal trebuie să mori ca să ai slava cum a avut-o Domnul Iisus Hristos. Cine l-a adus pe cruce? Noi l-am adus pe cruce. Păcatele noastre, l-au adus pe Domnul Hristos pe cruce. El de bună voie a venit ca să poarte povara păcatelor, să fie înlocuitorul nostru și în rugăciunea sa prostăvește-mi cu slava pe care o aveam. Deci el revine din nou la poziția inițială, da? În care se cuvine închinarea, recunoștința. Dar drumul acesta trece pe aici, pe la cruce. Putem să amintim, e o lecție pentru noi, practic, aici? În iarăși episodul acea acesta. Acuzație pe care Satana înșelătorul i-a făcut-o. Tu ești un Dumnezeu care vrei numai închinare, vrei numai laudă, vrei numai adorare, vrei numai plecat înaintea ta. E, Domnul Iisus Hristos a dat dovadă de smerenie, de coborâre pentru salvare, prin sacrificiul vieții sale. Da. Cu ce gânduri am putea rămâne la finalul acestui studiu? De câteva gânduri practice și pentru cei care ne-au urmărit și care au ales să fie alături de noi. Câteva gânduri practice din studiul acesta care să rămânem și care ne sunt de folos în viață de fiecare zi. Chiar din exemplu Domnul Hristos. Cine era, pentru un timp a venit aici, cu ce scop și care e lecția pentru noi? Poftiți, frate Ionis. Însuși Domnul Iisus Hristos a lăsat slava cerului și a venit aici la mine ca să-l înțeleg eu personal, da? Prin jertfa sa am recuperat din nou viață, da? Și pot să fiu împreună cu el pentru veșnicie. Asta este lecția pentru mine care trebuie să o învăț zilnic. Dacă eu nu cobor, el nu poate să crească. Mulțumesc foarte frumos. Frate Doru? Cred că nu o să putem să înțelegem, poate ni se va explica dacă vom ajunge acasă la Tatăl, cât de mare a fost sacrificiul acesta ca Domnul Iisus Hristos să părăsească curțile cerului și să ia natura aceasta umană și să moară de moartea aceasta pentru că ne-a iubit atât de mult. Și după ce ne-a iubit atât de mult, cred că ar fi, nu știu cum să spun, total neînțelept să respingem dragostea aceasta, să-i întoarcem spatele și să nu beneficiem de asta. Zice, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine și dacă noi nu ne lăsăm atrași de dragostea sa, ce altceva ar mai putea? Mulțumesc. Frate pastor, un gând de încheiere? Eu provin din Ortodoxie. Și în Ortodoxie, accentul, cel puțin în popor, nu în teologie, nu e pe Hristos, ci e pe Tatăl. Deci, în Ortodoxia de rând, da, a omului de rând, Dumnezeu, Mântuitorul este, da, e acolo, ba, e prunc, ba, e în brațele Mariei, Dumnezeu, deja când spui Dumnezeu și Iisus Hristos, e altceva. Se simte protestantismul, pune accentul pe Hristos, pentru că cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, eu împreună cu Tatăl, Hristos a răstignit, El iarăși va să vie, El mijlocește, El s-a coborât. Și e mai clar pentru noi să-L cunoaștem pe Tatăl prin El. E veriga de legătură între cer și pământ. Fără El am fi fost orfani, pentru că n-am fi cunoscut. Fără El n-ar fi fost Evanghelile, pentru că Evanghelile sunt biografiile lui Iisus Hristos. Lecția pentru mine este, atunci când cad, să nu procedez ca Iuda, care s-a descurajat, s-a mândrit și s-a îndepărtat până la urmă de Iisus, ci să procedez ca Petru, care l-a trădat, da, dar a venit lângă el, s-a plecat la picioarele lui și a zis, tu știi că te iubesc, așa cum sunt. Și apoi să fac și eu un pas înapoi, e mult zis sacrificiu de sine, dar dacă Mântuitorul, care avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă, s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a lăsat să fie omorât, de ce n-aș întoarce și eu obrazul când soția are nevoie să mai aibă și a dreptate, când copilul are nevoie să laudă pe tata spunându-i iartă-mă, și să atenuăm multe conflicte nemai ținându-ne așa de importanți, ci sperindu-ne. Ăsta e exemplul, da, căpeteniei noastre. Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, am ajuns la finalul acestui studiu și aș vrea să închei cu următoarele cuvinte spuse de Apostolul Ioan în Evanghelia sa, și anume, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Din acest motiv studiem din Evanghelia după Ioan, pentru că și tu și noi avem posibilitatea să-L alegem pe El și să credem în El pentru a fi salvați. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânte și numai bine!